merită anvelopele noi no name. În ultimii ani am cumpărat multe seturi de anvelope și am mâncat multe seturi de anvelope de la Audi încoace, de la Audi A3. Deci am avut A3, Sonata, Subaru, BMW-ul soției de la avut înainte, BMW-ul X3, Camry, Corolla, Seat-ul, Matiz-ul, Seat-ul de-al mea pentru giveaway, să nu uitați să vă înscrieți la giveaway pe Instagram și așa mai departe. Mi-au trecut foarte multe seturi de anvelope prin mână pentru mașinile mele personale, am mers cu toate, am făcut sute de mii de kilometri cumulat cu toate aceste mașini în ultimii 6-7 ani, aproape 7 ani de când am, ce 7 ani? 7 ani de când am Subaru, de când am avut Audi, deci vorbim de peste 10 ani, deci am făcut efectiv sute de mii de kilometri cu toate aceste anvelope. Morala este următoarea, nu luați anvelope la mâna a doua, nu luați anvelope premium la mâna a doua, domnule, decât să-mi iau chinezării noi, mai bine mi-au SH-ul premium, este total fals, mai bine ți-e o anvelopă nouă, cauciuc nou și dacă vrei să ai cea mai bună aderență, îți iei seturi dedicate, iarnă-vară. Eu am avut și iarnă-vară și all season și acum să vă spun sincer, dacă mergi liniștit, dacă mergi regulamentar, dacă mergi corect, defensiv, alea all season își fac treaba exemplar. Doar dacă vrei la limită să faci scheme, să mergi mai tare, mai agresiv sau chiar stai undeva unde e foarte frig și ai nevoie exclusiv de anvelope de iarnă, da. În rest, cel all season de cele mai multe ori pentru trafic de genul condiții mixte, dacă stai la oraș, cel all season își fac treaba excepțional. Și eu am cumpărat la Seatul Cordoba, am două seturi de anvelope de Bița, care sunt practic niște low costuri mai ok, își fac treaba excepțional, merg foarte bine, deja le am de 3 ani de zile, recomand cu căldură. La Matiz am avut niște branduri no name, anvelope noi nouțe, erau extraordinare. La Q3-ul ăsta am două seturi iarnă-vară, nu știu ăla de iarnă cum sunt, că încă nu le-am primit, alea de vară sunt Continental, Efficient Grip. La Toyota am avut Dunlop Sport Max, avea o buză foarte bună cu protecție pentru jantă. La Corolla am avut de asemenea, de vară aveam Nokian și de iarnă aveam ceva ce mi-am luat eu, cred că Pirelli, dacă au fost la preț bun. Și am luat pentru giveaway, pentru Seatul de la giveaway la Ibița, cel pe care îl dau pe Instagram, am luat niște chinezării ieftine, ce am găsit cel mai ieftin, avea niște anvelope foarte nasoale, premium, teoretic erau premium, de iarnă mâncate, vai mama lor, și am pus niște chinezării de vară, care au fost 700 și ceva, 800 de lei, au fost toate 4, deci au fost sub 200 de lei bucata, și le-am pus pe mașină, se comportă extraordinar. Și morala este că oricând la orice oră, oricând la orice oră, niște chinezării noi de vară dedicate sunt cu mult peste anvelopele premium de iarnă pe care le folosești pe timp de vară. Deci în continuare consider că cel mai mare pericol pe stradă este să ai anvelope de vară pe timp de iarnă și anvelope de iarnă pe timp de vară. Deci ăsta din punctul meu de vedere este un mare, mare pericol care din păcate nu este reglementat, cel puțin pe partea de anvelope de iarnă pe timp de vară nu e reglementat și mi se pare un mare pericol, plus că îți bagi joc de bani, anvelopele se rup, se dezintegrează, se tocesc aiurea, scârțe, sunt moi, schimbă dinamica mașinii, cresc distanța de frânare și înrăutățesc siguranța rutieră. Tocmai de aceea vă recomand cu căldură, bă tată, dacă n-ai bani de niște anvelope premium, nu este niciun fel de problemă. Ia-ți niște anvelope chinezești noi, iarnă-vară, sau nu recomand chinezăriile all season. La all season aș fi un pic mai
mai precaut, adică all season mi-aș lua ceva premium, Michelin, Continental, Dunlop, ceva cu adevărat bun. Dar dacă vrei anvelope dedicate unui sezon, vară sau iarnă, poți să-ți iei lejer chinezării. Aveam la Subaru Tigar. Tigarul e un brand low cost, dacă nu mă înșel, deținut chiar de Michelin, dar ieftine, erau, nu știu, acum niște ani. Dar am dat tot așa, sub 200 de lei pe anvelopă, dimensiuni obișnuite, 215x55x16, și ați văzut ce am făcut cu nenea la munte, l-am tractat, el avea ceva Michelin-uri, dar nu erau noi, pe o mașină tot 4x4, altă tracțiune, și cu Subaru, cu chinezăriile mele Tigar, l-am făcut varză, l-am tractat din zăpadă. Deci, oricând anvelopele dedicate sunt mai bune decât cele all-season. Cu toate astea, all-season nu sunt rele dacă ți-ai ceva ca lumea și dacă le exploatezi corect. Și să nu vă fie jenă, să zic așa, să vă cumpărați niște anvelope super ieftine, de vară, noi, pentru că sunt noi. Cât timp sunt noi, timp de 5 ani de zile nu vei avea niciun fel de problemă. Așa că nu mai stați cu gândul că, bă, decât să-mi iau niște chinezării, mai bine țin astea pe ale mele vechi premium, că sunt mai bune decât alea chinezărie, e total fals. Oricum cauciucul își pierde din proprietăți. Și din nou, s-ar putea ca niște chinezării noi să bată la aderență niște SH-uri vechi premium. Așa că luați-vă ce vă permiteți. Nu trebuie să ții neapărat Michelin pe mașină, dar dacă ții Tigar sau Cormoran sau Debița sau ceva mai low de atât de n-a auzit nimeni, nu e niciun fel de problemă, doar să nu fie reeșapate. Mare atenție să nu fie reeșapate. În rest, eu zic că își fac treaba extraordinar. Iar dacă vrei să scutești bani și timp, în primul rând, dejantează, jantează, echilibrează, reechilibrează, dă-le jos, du-te la coadă, depozitează, ia două seturi, bla bla bla. Unii chiar au două seturi de roți cu totul, jante cu jante. Ia-ți un set all season premium și ai terminat subiectul. Apropo, pentru Yaris am optat la operațional să-mi dea doar all season. Teoretic la operațional, dacă îți dă două seturi din prima, ești mai scump. Iar dacă ți se dă all season, ești mai ieftin la rata lunară, că e un cost mai mic pentru ei. Din nou, depozitarea anvelope, schimb anvelope de două ori pe an. Deci de două ori pe an, ori 5 ani sunt 10 schimburi de roți plus depozitare. Deci asta înseamnă un extra cost pentru operațional, pe care evident că ți-l pasează ție. Deci dacă vrei operațional și vrei un cost mai mic, optează pentru anvelope all season. Dar dacă știi că le întrebuințezi corespunzător. Pentru Yaris, o mașină de oraș cu care o să fac maxim un drum de București, Sibiu, adică nu o să merg foarte departe, iar mașina va merge 80% urban, am considerat că all season e mai mult decât suficient. E o mașină cu care oricum nu mergi tare, nu mergi la munte, nu merg nu știu câte și de mii pe an pe autostradă. Am considerat că anvelopele all season sunt alegerea perfectă pentru mine, pentru că mi oferă confort. Nu mă mai duc să schimb roțile, nu le mai depozitez, nu mai îmi bat capul și mă costă și mai puțin lunar. Așa că până la urmă contează foarte, foarte mult modul în care tu exploatezi mașina, ce stil de conducere ai, ce fel de mașină ai, și ținând cont de aceste lucruri ar trebui să vă ghidați ce tipuri de anvelope să vă luați. Dar am vrut să subliniez mai ales faptul că oricând niște anvelope chinezești ieftine, cele mai ieftine de pe piață, dar nu reșapate, dacă sunt noi și sunt de vară, sunt mai bune decât all season premium, sunt mai bune decât de iarnă premium, sunt mai bune decât orice premium SH. Așa că să fiți foarte atenți ce vă puneți pe mașină. Eu m-aș feri oricând de anvelope la mâna a doua. Așa e părerea voastră despre anvelope. Ne vedem în următoarele episoade.